Suntem în superbul muzeu de istorie al Craiovii și al Olteniei. Îl avem lângă noi pe șeful de secție Radu Dumitrescu, care o să ne prezinte el exact toate frumusețele de aici din muzeu. Așa, haideți să... Mulțumesc pentru că ați venit aici la noi la muzeu. Am încercat să facem o expoziție cât mai pe înțelesul publicului larg, o expoziție foarte, foarte prietenoasă, mai ales pentru copii. Expoziția începe cu un pod de sticlă, sub care noi am încercat să reconstituim o săpătură arheologică. De altfel, aici copiii pot să vadă și câteva din uneltele pe care le folosește un arheolog pe șantier. Iar aici, pe perete, am încercat să facem o stratigrafie. Practic, copiii trebuie să înțeleagă faptul, dar și publicul larg, dar în special pentru copii explicăm acest lucru. Acolo, în partea de sus, este nivelul de călcare și pe măsură ce se amândâncește săpătura, se descoperă obiecte din epoci din ce în ce mai vechi. Da, e totul stratificat, pentru că foarte multe din obiectele care urmează să le vedem sunt rezultatul acestor descoperiri arheologice. De altfel, noi am și inserat câteva piese din loc în loc. Aici, spre exemplu, vedem un mormânt de înhumație. Piesele sunt autentice, din perioada dacică. Iar în partea aceasta am făcut o groapă comună cu fragmente de oase umane, pentru că am vrut să reprezentăm o practică pe care o cunoaștem din scrierile antice, aceea că dacii făceau sacrificii umane în cinstea zeilor. Iar această... Sunt copii majoritatea, sunt, nu? Nu, sunt parele adulți. Sunt adulți. Iar povestea acestei practici o vom afla în sala ce urmează. Ideea este că, oricum, acest muzeu în fiecare an se mai umple, pentru că sunt foarte multe situri arheologice în județele noastre și tot timpul se descoperă câte ceva. Păi colegii încă sunt. Am colegi care de-abia acum o să vină de pe... Vorbim liber, adică nu e... Da. Asta, faceți voi după aia la montaj ce mai de făcut. Deci sunt plecați din mai și de-abia acum în decembrie vin de pe săpături. Practic toată perioada verii, pentru că sunt unele destul de mari și cunoscute în... Da, cum este Răcariu, cum este Slăveniu și o să vedem, avem Nicu mai... La Desa încă se mai fac acolo, nu? Da, o să vă spun câteva vorbe când o să ajungem la sala cu migratorii. Sunt niște spade pe care noi acum nu le mai avem în expoziție. L-am dat la Mjøsgrad Museum în Danemarca. S-a făcut o mare expoziție în Danemarca, unde și Muzeul Olteniei este prezent cu câteva piese. Este o expoziție a cărui buget a fost de 1 milion de euro. Deci o mega expoziție care s-a făcut în Danemarca, inclusiv în prezența reginei, Margareta, chiar i-au postat o filmare când vine regina cu elicopterul chiar la vernisajul expoziției. Și ne mândrim și noi că avem câteva piese este acolo. Oltenii de peste mărți. Într-o vitrină, da, este o expoziție spectaculoasă, puteți să o căutați pe net. Revenind la ce avem noi aici. Aici am vrut să reprezentăm acea scenă a sacrificiilor. Practic, în anii în care dacii nu ieșeau învingători în război, ei credeau că zeii sunt împotriva lor. Și atunci luau membri ai comunității pe care îi aruncau în vârful unor suliți. Dacă aceștia mureau, se considera că jertfa fusese acceptat de zei. Dacă nu mureau relativ repede, îi luau și aruncau într-o prăpastie. Și considerau că în continuare zeii sunt împotriva lor și că urmează să piardă războaiele. Și apropo de războaie, în vitrina de aici și în vitrina de aici sunt câteva arme pe care dacii le foloseau. O peste 2000 de ani vechime și o parte dintre ele sunt îndoite. Sunt îndoite ritual pentru că se considera că este un sacrilegiu să-i fie furată arma unui războinic. Și în momentul în care el era ucis în luptă, camarazii săi îl îngropau și îndoiau arma cu care acesta luptase ca să o aibă în lumea de dincolo. Iar aici, spre exemplu, vedem un pumnal specific dacilor, un pumnal de tip Sica, cel de aici. Toate acestea au fost restaurate aici pentru că ei au chiar o secție de restaurare pe fier. Și nu numai, avem un laborator de restaurare. Care e unul dintre cele mai importante din țară. Adică pe lângă muzeu, aici chiar au o secție importantă de restaurare. Aici avem și... Aici avem monede. Tezaurul de la Aninoasa Dobrești. E tezaurul care de fapt dă și tipul monetar. Asta e tezaurul descoperit în 1911 și pe baza acestor tipuri unice de monede. Apoi, tot ceea ce s-a descoperit a dat numele tipului monetar de tip Aninoasa Dobre. Sunt monede care au la fel peste 2000 de ani vechime, sunt datate sfârșitul secolului II, înainte de Hristos, începutul secolului I. Ce aproape suntem de istorie. Da. Și aici, apropo de aproape de istorie, am făcut macheta așezării de la Băzdâna, care e cea mai bine cercetată așezare dacică din județ.
unde la fel am încercat să fim cât mai explicit, cât mai pe înțelesul publicului. De obicei, pe înălțim se făceau locuințele, trei laturi erau foarte abrupte ca să fie greu accesibile și exista decât o singură cale de acces, dar și aceasta foarte bine fortificată, după cum putem vedea, cu un șanț de apărare aici în partea de jos, o palisadă și apoi încă o fortificație în partea de sus. În sala de aici vedem un interior de locuință dacică, pentru că am vrut să arătăm publicului cum locuiau dace. Vedem că e o locuire relativ simplă. Aici o groapă de provizii pe care de obicei o aveau amplasate chiar lângă locuință, lângă casă. Aici vedem unelte pe care le foloseau dacii. Toate, așa cum spunea și Drăgu, sunt restaurate. La fel ceramică de aici, ceramică dacică. Și cea de aici, în vitrina aceasta, este ceramica grecească. Aceasta era ceramica de lux. De obicei aceasta se găsea în locuințele nobililor. Daci. Făceau, bineînțeles, comerț cu toate. Da, pe calea comerțului sau a războiului. Spre exemplu, ei făceau și prăzi de război și așa au pătruns în spațiul acesta. Și aici noi am vrut să și reprezentăm printr-un personaj, un Tarabostes, așa se numeau acești nobili daci. Ei se diferențiau de restul populației prin faptul că purtau o căciulă pe cap. Doar nobilii purtau căciulă? Doar nobilii, da. Okay. Da, super tine. Aici, fiind într-o zonă de hol, am încercat să schimbăm un pic abordarea și să nu mergem pe varianta unor vitrine și am supradimensionat palisada pe care vă prezentam anterior. Am supradimensionat palisada și am vrut să reprezentăm o altă practică pe care o cunoaștem din scrierile antice, aceea a faptului că dacii nu prea preferau să ia prizonieri, pentru că prizonierii îți consumau alimente, mâncarea și îți ocupau spațiu, chiar dacă îi făceai sclav. Și atunci preferau să îi ucidă, să îi decapiteze și să le pună capetele în vârful palilor și ca un efect psihologic în caz că erau atacați de alte. Oricum era și efect vizual, mai ales când venea și vedea. Și de aici probabil s-a inspirat și Vlad Țepe și Posibil. Aici vedem tezaurul de la Pielești, tot așa. Sunt piese de epocă dacică, deci tot ce vă prezint acum sunt piese de epocă dacică. În perioada dacică acum. Da. Aici vedem steagul dacilor sus, capul de lup cu coadă de dragon. Încă mai e la modă, da. Mai ales acum în perioada asta. Acum tot în mod simbolic trecem pe un pod, dar de această dată de lemn și intrăm în epoca romană. Pentru că romanii considera că este sub demnitatea lor, sub geniul lor ingineresc să traverseze o apă pe un pod de vase. Spuneau că acest lucru este decât apanajul barbarilor și că ei nu vor traversa decât pe poduri făcute. Și atunci am vrut să marcăm trecerea prin acest pod de lemn, iar în sălile ce urmează drumul ne va fi călăuzit de acest drum roman. Deci o reconstituire de drum roman. Toate cele care țin de epoca romană în expoziție vor fi pe acest drum roman. Aici vedem un cetățean roman. Un templu? La templu sau nu neapărat în templu? Nu, în forum. În forum, în centrul orașului. Aici vedem doi legionari romani jucând zaruri. Care de atunci, din acea perioadă, oricum, da. Da, era unul din puținelor hobby-uri pentru că nu prea aveau timp. De. Erau foarte implicați în, evident, prima activitate era aceea de război, de a cuceri noi provincii, de a stabiliza noua stăpânire și armata era folosită foarte mult în dezvoltarea infrastructurii în noile provincii. Construirea de drumuri, de poduri, de caste, de orașe, plus că ei erau un factor important în monetizarea noilor provincii, pentru că cei care vehiculau monede erau în primul rând soldați, prin soldele pe care le primeau. Ei își făceau așezarea militară, castru și evident că în jurul lor începeau să se adune neugustorii și se formau astfel ușor-ușor așezările civile. Cam ăsta este tipicul prin care se urbanizează noile provincii. Aici vedem un cavalerist roman în stânga, iar în dreapta vedem un legionar roman. La fel în mărime naturală. Legionarii romani nu puteau să fie decât cetățeni romani. Era unitatea de bază a armatei Imperiului, era formată din 5600 de oameni și ca să poți să fie acceptat, trebuia să fii cetățean roman. Dacă erai populație cucerită, nu puteai să lupți decât ca trupa auxiliară. În Oltenia, spre exemplu, nu sunt decât trupe auxiliare, deci n-a staționat nicio legiune aici. Și cea mai importantă așezare militară, castru militar de aici din Oltenia, este cel de la Slăveni. Și aici vedem tezaurul, unul din cele două tezauri îngropate la Slăveni. Am vrut să și reprezentăm monedele pe care le foloseau romanii, sunt piese din argint. Tezaurul e îngropat în 248. Slăvenia este în județul Oltenia, era chiar pe granița Imperiului. Dacia fiind provincie de marginea Imperiului Otoman, practic, dincolo era barbarii, cum numeau ei.
În 248 este o mare invazie a goților și a carpilor. Castru e distrus și practic securitatea în zona de sud a provinciei este foarte mult zdruncinată. Și sunt multe atacuri ale barbarilor care pătrund în provincie. Aici vedem și rezultatul acestor năvăliri. Fragmente de statui romane, da? Uitați, degete. Erau și din bronz, da, da, din piatră, din bronz. Spre exemplu, aici vedem o ureche din bronz, cea de acolo. Cea de acolo din spate, de lângă... Asta e o ureche? Da, este o ureche pe baza... Deci vă dați seama cât de mare era statuia. Vă spun imediat astea... cât era statuia, pentru că pe baza 10 ani de cercetări pe care le-a făcut un coleg de-al nostru arheolog, el a putut stabili, acu este urechea, a fost a împăratului Commodus, iar înălțimea statuiei era undeva între 2,20 m și 2,50 m. Pentru că a studiat, practic, a luat toate reprezentările de împărați în bronz din tot ce s-a găsit în Imperiu, din toate provinciile, din Britania și mergând până în provinciile orientale, până în Egipt. Și practic, căutând analogii, a reușit să identifice cui ar fi putut să aparțină urechea asta. Commodus, cel care e celebru, asta le și spunem copilor ca să asocieze personajul, cel care se luptă cu Russell Crowe în filmul Gladiator, care ia Oscarul în 2000. La un moment dat e un împărat cu care se luptă și așa cumva încercăm să-i facem pe copii să înțeleagă, să asocieze mai ușor. Neapărat și pe părinți, că bănuiesc că nu mulți iau. Aici e o sală dedicată tot la fel armatei romane, pentru că a avut un rol foarte, foarte important în cucerirea, în colonizarea și în dezvoltarea provinciei Dacia. Aici vedem macheta unui castru roman, în centru fiind clădirea comandamentului, unde se păstrau armele și banii cu care au plătit soldele, cu care au plătit soldați, iar de jur împrejur erau barăcile și grajdurile, dacă vorbim de un castru de cavaleriști. Ce este? Era unul normal, adică nu da, mai este... mare. Deci se vede din această machetă cât de totuși de mare, că e cam cât un cartier aici. Nu chiar atât de mare, dar oricum erau foarte stricți, adică aveau niște reguli clare. Păi de-aia și au ajuns să conducă. Și erau foarte bine organizați. Asta și dus practic la întinderea atât de mare, extinderea atât de mare a Imperiului. Aici vedem fațada unui castru, unde la fel am mers pe varianta unor nișe, în care am expus diverse piese găsite în așezări și castre din Oltenia. Aici la fel vedem piese, diverse piese descoperite în Oltenia, toate sunt de secol 2 și secol 3. Suntem aici, la Pelendava. Da. Am pus o harta Daciei romane și o harta Olteniei romane. Aici era granița, provincie și totodată imperiul, din coace era barbaricul. Uite, Romula, foarte importantă. Da, era capitala Daciei de Sud. Și așa ca o curiozitate, de obicei cam din 15-17 km pe graniță sunt castre sau sunt fortificații. Făceau treaba asta pentru că erau și foarte bine antrenați. Spre exemplu, o legiune se putea deplasa în marș forțat pe o distanță, cu tot echipamentul, ați văzut cum erau îmbrăcați, pe o distanță de 17 km neîntrerupt. Cu echipament de 50 de kg. Deci trebuia să fii super bine antrenat. Erau pedepse foarte... Asta făceau toate ziua, se antrenau. Erau pedepse foarte aspre dacă nu te încadrai într-o greutate. Era, nu știu de ce, era un fel de Cristiano Ronaldo, să spunem așa pe înțelesul. Dar cu steroizi. Da. Nu steroizi, Cristiano Ronaldo, dar ei nu. Trebuia să încadreze, adică erau pedepse foarte dure dacă nu te încadrai în greutate. Aveai de făcut nu știu câte munci, aveai de făcut flotări. Sunt tot felul de secvenții din astea de reenactment care se fac acum și sunt foarte gustate de public, în care îi spuneau, n-ai respectat regula asta, pac, treci carcere, după care ai de făcut nu știu câte flotări. Și sunt după oricum care... și în țară, la noi acum sunt destul de multe asociații care fac reenactment-uri de astea. Uite ce interesant, că vedem aici valul brazda lui Novac, da? Uite, brazda lui Novac. Ideea e că trece exact pe la noi prin oraș. Da. Chiar avem un cartier care îi spune exact așa, brazda lui Novac. Da. Și aici e o bucătărie de campanie și le spune copiilor că romanii nu consumau foarte multă carne. Dacă mănânci prea multă carne, te îngrași și atunci automat nu mai ești atât de competitiv și șansele tale să supraviețuiești în luptă sunt aproape zero. Și la fel sunt destul de... Mi se pare interesant așa să vadă cu ce se hrăneau romanii. La un moment dat chiar am vrut să facem, o să facem probabil un proiect în anul de viitor, să facem o expoziție cu preparate. Că se păstrează, s-au descoperit rețete din astea din epoca romană și să facem o expoziție și cu preparate din astea din epoca. Adică oamenii să și mănânce. Da, exact da, ce... da. Aici probabil erau la băi, nu? Hai că ajungem și acolo. E pe aici? Nu ne grăbim. Gata. Nu ne grăbim, avem săgețele care ne conduc. Da, scuze. Da. Ăla e amfiteatru, da. Aici sunt băile publice de la Cioroiul Nou. La fel e o așezare romană importantă din Dolj, din județul Dolj. Cercetate recent descoperită, adică... De peste 20 de ani facem cercetări noi acolo. Deci ceea ce vedem aici este rezultatul la mai bine de 20 de ani de cercetări.
Astea sunt băile publice de acolo din Cioroiul Nou. Au fost construite în 205, în timpul împăratului Septimius Severus, și abandonate în 238, în timpul împăratului Gordian al III-lea, fără urmă de distrugere. Deci în momentul în care s-a făcut săpătura, nu s-a găsit niciun fel de urmă de ardere sau ceva. Probabil că n-a mai fost un punct strategic pentru romani și au abandonat pur și simplu respectiva așezare. Vedeți, ei și făcuseră inclusiv baie publică cu încălzire prin pardoseală, care e o chestie, mai ales pentru publicul actual, wow, cum, încălzire prin pardoseală? Zic, da, zic, romanii o știau de 2000 de ani. Nu, acum n-am inventat noi apa caldă. Aici am vrut să reprezentăm inclusiv încălzirea prin pardoseală. Și pe baza săpăturilor, colegii noștri arheologi au reușit să depisteze inclusiv funcționalitatea interioară. Practic se intra pe acolo. Aici era bazinul, era vestiarul unde te schimbai. Apoi intrai aici într-un bazin cu apă rece. Apoi intrai în următoarea încăpere într-un bazin cu apă călduță. Apoi urma un bazin cu apă fierbinte. Apoi intrai în următoarea încăpere, care era sauna. Se mergea în următoarea încăpere, unde probabil că era un centru de asta de înfrumusețare, pentru că îi tundeau, îi bărbireau, că au găsit fragmente de brice, da. Foarfeci, da. După care se ieșea în încăperea puțin mai mică din față, care credem noi încă se fac săpături acolo, s-ar putea să fie un spațiu în care se putea servi masă, pentru că au găsit colegii fragmente de oase de animale pe care s-au găsit aveau un fel de fosă pe care le se duceau și pământ le-au găsit cumva în zona aia. După care reveneau, se schimbau și ieșeau. Era un fel de centru spa, să zicem așa. Deci mai spa decât spa. Adică nu știu câte centri spa au asemenea... Da, era un circuit foarte bine. Aici este amfiteatru, în care se poate sta, se poate urmări un filmuleț cu lupte de gladiatori. Cel mai important amfiteatru din lumea romană fiind Coloseumul din Roma. Este spațiu în care, inclusiv pe cei micuți, care de obicei sunt gălăgioși, reușim să-i facem atenție. Câte, de obicei aici. Sunt filmulețe de 5-6 minute. Da, cam așa, 5-6 minute, da. În care arată tehnicile în care se luptau, armamentul pe care îl foloseau gladiatorii. Oricum mai mult de 5 minute, se plictisesc. Da, da, dar este o sală în care ei sunt foarte atenți, adică reușim cu totul să-i captăm. Dacă nu reușim până în acel moment, pentru că de asta am și vrut să facem o expoziție așa cât mai pe înțelesul publicului și să nu fie foarte tehnică, foarte științifică. Aici am făcut o reconstituire a Basilicii Paleocreștene de la Suceava, actuala Corabia, din județul Olt, care a fost cea mai importantă așezare romano-bizantină de aici, din Oltenia, de după retragerea romanilor, după 275. Practic, romanii și-au lăsat câteva capete de pod la nord de Dunăre, ei s-au retras la sud de Dunăre, în Bulgaria actuală, ca să fie mai ușor să apere frontiera Imperiului, pentru că erau început să deja să înăvălească tot mai mult populațiile astea barbare. Aici, în vitrine, sunt câteva piese cu însemne creștine. Aici vedem paviment pe care au călcat primii creștini, acum 1700 de ani, acolo la Suceava, pentru că la început creștinii n-au fost acceptați în Imperiu. De-abia după 313, prin edictul de la Milano, împăratul Constantin cel Mare recunoaște religia creștină. Până atunci erau sacrificați, erau dați pur și simplu la animale, sau aruncați ca distracție în amfiteatre, în coloseuri, pentru distracția poporului roman. Apoi, în a doua parte a sălii, pentru că e o sală dedicată cultelor și credințelor religioase, sunt diverse zeități, păgâne, cum le numeau creștinii. Sunt destul de multe zeități orientale care se descoperă aici în provincie, ceea ce denotă faptul că au fost aduse multe populații, au fost colonizate multe populații din provinciile orientale ale Imperiului și aduse aici, în Dacia. Aici este basilica, da. Ce se mai posează actualmente în Inea. Care unde poate fost... să fie vizitată, adică puteți să ajungeți acolo. Da. În mod simbolic aici se termină drumul roman, ceea ce marchează și sfârșitul epocii romane a Daciei. Și trecem spre perioada Evului Mediu Întunecat. Medieval. Da, este o perioadă tulbură de după prăbușirea Imperiului Roman. Foarte multe populații care traversează aceste teritorii. În această vitrine erau piesele de care vă spuneam, care sunt foarte spectaculoase și rare, de aceea le-au și solicitat cei de acolo. Sunt în expoziția aceasta din Danemarca, unde au participat muzee din mai multe țări. Mai zis, bugetul a fost de 1 milion de euro, e o expoziție super spectaculoasă, are 1000 de metri pătrați, cu foarte multe reconstituiri. Asta inclusiv... așa ca să ne mândrim noi ca olteni, știi? Nu numai, că nu sunt doar de la noi, sunt și de la noi, sunt și de la Muzeul Național de Istorie României. Sunt și de la Muzeul Național al Transilvaniei, sunt, dar și noi am fost, ne-au cerut piese. Adică pentru noi a fost un moment din ăsta de mândrie, că am fost... ni s-au solicitat piese, adică nu ne-am dus noi, cum se spune de obicei, că oltenii dau din coate să se bage în față. Nu, pur și simplu ei ne-au solicitat piesele, care vrea să fie în expoziția lor de acolo.
Și chiar eu mă uit în fiecare zi că postează diverse lucruri și e foarte, foarte fain. Au inclusiv un film din asta de prezentare cu hunii, cu un vin. Practic arată perioada între 300 și 600, perioada de haos, de după căderea Imperiului. Cu un vin, cum se formează noile regate barbare. Foarte, foarte faină expoziția de acolo. Aici vedem, revenind la expoziția noastră, un proto-bulgar. În partea asta vedem un slav. Și dacă vă uitați cu atenție, observați că nu mai sunt atât de multe obiecte. Fapt ce denotă, asta am și vrut să scoatem în evidență, o decădere a civilizației. Pentru că fiind aceste permanente conflicte, deplasări de populație, evident că civilizația nu mai avea cum să se dezvolte, decad orașele. Ați văzut cum e și acum în Ucraina, cine mai arde să-și mai facă sau să mai gândească, încearcă să scape cu viață. Da. Așa era și atunci. Iar în sala următoare chiar am vrut, la fel, în mod simbolic, să marcăm tot această perioadă de tulburențe și de haos. N-am pus nicio piesă, absolut nicio piesă, am vrut să lăsăm decât o sală goală, asta a fost și ideea. Am pus decât două personaje, un războinic cuman aici și un războinic tătar acolo, erau populații de origine asiatică, care au pătruns, noi aici avem și câteva plasme și aici și dincolo cu hărți și cu informații despre acea perioadă, cum pătrund foarte multe populații, pătrund prin stepa nord-pontică, prin nordul Mării Negre, prin Ucraina actuală și apoi pătrund spre România și unele dintre ele merg mai departe. Erau de fapt două puncte terminus pe care le urmăreau aceste populații barbare. Fie Roma la început, fie Constantinopol. Astea erau cele două mari centre ale lumii în acea vreme și toată lumea dorea să ajungă acolo. Și se războiau triburile între ele până reușeau să ajungă să jefuiască. Unii reușeau, uitați, spre exemplu aici e o hartă cu Europa. Cum se deplasează, cum vin cei din zona de nord, cum vin cei din stepe. Și uitați, observăm că fie merg în Italia și atacă aici, fie merg vizigoții și pătrund prin Africa, inclusiv plus cei care vin aici spre Constantinopol. Avari și restul. Astea erau cele două mari centre. Era dacă nu se întâmplau aceste năvăliri, cât de dezvoltate era... Da. Păi, ați văzut la epoca romană că aveau încălzire prin pardoseală și ce se întâmpla atunci față de ce a fost după aceea. Aici suntem în perioada clasică a evoluției medie. Am vrut să facem o galerie a voievozilor din țara românească, pentru că Oltenia era parte integrantă a țării române. Și aici vedem o copie a freciei de la Curtea de Argeș cu Basarab I temeitorul. Aici vedem pe Mircea cel Bătrân și pe fiul său Mihail din fresca de la Cozia. Aici vedem pe Neagoi Basarab și pe Doamna de Spina din fresca tot de la Curtea de Argeș. E interesant că, dacă nu mă înșel, la Vidin există o biserică, dar e biserică tip burdei. Ideea e că la un moment dat, inclusiv în Oltenie existau astfel de biserici. Bănuiesc că știi. Și știu că cea de la Vidin e întemeiată de către Neagoe Basarab, dacă nu mă înșel. Și ideea e că turcii au dat o lege. Nu aveau să fie voie bisericile să fie mai înalte decât un călăreț. Decât un călăreț. Da, și aia e practic. Păi, dacă ei vreau să intre cu călărețul și așa nu mai puteau să intre. Da. Aici e o sală armelor. La fel am avut tot așa foarte didactic să prezentăm într-o parte armele pe care le foloseau creștinii și în partea dreaptă armele pe care le foloseau armatele orientale, turci și tătari. Cea mai veche piesă din sală e acest costum de zale, care a aparținut unui cavaler burgund. Are 700 de ani vechime și o greutate de 50 de kilograme. Deci doar costum? Doar costum. Același lucru ca și în epoca romană. Ca să lupți trebuia să fii în primul rând antrenat, că altfel șansele tale de a supraviețui erau zero. Pentru că purtai și o cuirasă, și o cască, un coif și evident trebuia să ai și o spadă. Care asta cât are? Vreo 10 kg, nu? Nu chiar 10, 5. Dar vreo 5 are sigur. Plus ălea de se făcea cam vreo 100 de kg peste el. Aproape, da, vreo 70, tot avea pe el. Bine că măcar era pe cal sau nu era pe cal. Unii erau pe cal, alții erau pe destru. Nu prea pe cal. Și aici vedem armele orientale. Aici la numărul 3 avem, ăsta e cel mai vechi pistol pe care l-avem noi în colecție. E din vremea lui Mihai Viteazu. Încărcarea se făcea pe țeavă. La toate armele. Aici vedem un colp pentru praf de pușcă și dacă ne uităm cu atenție observăm că sunt mult mai frumos realizate armele orientale. Aveau pentru că punea mai mult pres pe aspectul estetic. De exemplu, aici vedem un iatagan care are un citat din Coran cu litere de aur. Mulerul este din fildeș și teaca, vedeți, este din argint masiv. Apropo de citatele din Coran, astăzi o să intrăm într-o casă și o să vedeți niște chestii care au legătură cu Coranul. O să vedeți voi când ajungem acolo. Da? O, și tunuri.
Da, aici sunt niște replici. Sunt niște replici de tunuri. Cel de aici este o replică al tunului Petru Cercel, fratele lui Mihai Viteazu, pentru că la început tunurile nu rezistau. Țeava, încă nu descoperiseră compoziția perfectă prin care țeava se reziste și de obicei după 10-15 salve crăpa. Și de aceea nu se mai păsează atât de multe tunuri din epocă. Practic le topeau și le refăceau din nou. Da, da, da. Spre exemplu, aici decât un fragment se păstrează original, se păstrează în colecția Muzeului Național Militar. Și pe baza lui noi am făcut analogia și am putut să-l refacem după diametru, după tot ceea ce... cum ar fi arătat el atunci. Deci voi trebuie să vă gândiți câtă muncă de cercetare pentru a face... Noi am început expoziția în 2000, s-o gândim și să lucrăm la ea, nu să lucrăm, să o proiectăm și să o gândim în 2010 și am deschis prima etapă a expoziției în 2016. Am făcut documentare, am mers în diverse muzee, am făcut analogii ca să putem să găsim pentru zone în care nu se mai păstrează decât fragmente. Ați văzut tot ce înseamnă acele machete, practic trebuie să imaginați niște mici resturi pe care noi urmărim și căutând din ceea ce am descoperit noi plus alte descoperiri să putem să dăm o formă tangibilă ca un simplu vizitator să poată înțelege. Cam asta a fost ideea când am gândit expoziția, să fie o expoziție în care și un om cu pregătire relativ medie să poată să plece de aici cu un minim de informații. Să zic că, băi, uite, am fost la muzeul din Craiova și am văzut despre Mihai Viteazu, că românii s-au luptat cu turcii, că turcii foloseau armele astea, românii foloseau armele astea, că romanii aveau încălzire prin pardoseală, că armata romană era foarte bine pregătită și foarte bine organizată, că îi vedem pe frații buzești, că îl vedem aici pe Mihai Viteazu într-o reprezentare mai puțin cunoscută de la Călui, unde Mihai Viteazu e reprezentat cu coroană. Foarte importantă acea mănăstire de la Călui. Este reprezentat cu coroană. Asta este un element iconografic important în epocă. Și un înger care îl încoronează. Această reprezentare nu o vedem în altă parte. Pentru că Mihai Viteazu spera la o domnie ereditară. Și Nicolae Pătrașcu și urmașii săi să fie domni ai țărilor române. Din păcate, proiectul politic se destramă în 1601 când el este ucis. Și bineînțeles că acolo avem și banii, uite, avem și frații buzești. Da, foarte, foarte recent. Dacă ați venit săptămâna trecută, prindeați și o expoziție pe care noi am strâns-o chiar acum, în mijlocul săptămânii acestea, unde am expus și cele mai recente descoperiri care s-au făcut la Călui de o colegă de-a noastră în mormântul lui... Preda Buzescu și al soției sale, el a fost desfumat pe baza săpăturii, se pare că el a fost desfumat undeva pe la 1824 când nu s-au mai găsit, dar în schimb soția a rămas și am găsit acele de văl din aur, inelul de aur cu diamant, da. Elementele de vestimentație. Tot ce se mai păstra? Tot ce era aur și metal se păstrau. Deci astea s-au păstrat, restul nu se mai păstra, adică totul nu se mai păstra, nici măcar partea de lemn, nimic. Depinde și de partea metalică. Depinde și de, cum să zic eu, mediul în care sunt puși. De exemplu, acum s-a făcut o descoperire în Portugalia sau Spania, dacă nu mă înșel, au scos un rege de pe la 1600, ceva de genul, era intact totul acolo. Dar bine, tot 1600 erau și ei. Era și clima total diferită, dar era inclusiv sabia, inclusiv vălul, tot era. Fragment s-a păstrat de textil, dar nu foarte mult. Nu s-au mai păstrat, dar s-au păstrat foarte bine piesele care erau, inelele, cercei, foarte, foarte spectaculoasă descoperirea, pentru că marchează niște lucruri importante. Și aici vedem, apropo de descoperiri și de obiecte din aur, aici vedem 10 tezauri din perioada medievală, pe care noi le-am selectat din colecția muzeului. Noi avem o colecție foarte mare de tezaure monetare și nu numai. Aici, cum am spus, este o mică selecție. Noi avem peste 40.000 de piese în colecție, aici la o istorie. Practic, cumva, fiecare astfel de tezaur marchează o dramă, pentru că ele sunt îngropate în momente foarte tulburi. Spre exemplu, tezaurul de aici e îngropat în perioada Crucedei de la Nicopole, din Pavel Mircea cel Bătrân. Aici vedem două tezaure care sunt îngropate în vremea lui Mihai Viteazu. Aici vedem un tezaur îngropat în vremea lui Matei Basarab. Aici vedem un tezaur îngropat în vremea lui Brâncoveanu, lui Constantin Brâncoveanu. Și aici, la numărul 9, vedem un tezaur îngropat chiar în Craiova, în timpul retragerii stăpânirii austriecii din Oltenia, în 1737. Iar cel mai important tezaur este cel de aici, care este, până în prezent, singurul
tezaur domnesc descoperit în România. Deci toate celelalte tezauri pe care vi le-am arătat acolo sau pe care le veți vedea în alte muzee din România sunt fie tezaure negustorești, fie tezaure boierești. Acesta, cel de aici, de la Dudașul Schelei, este singurul tezaur domnesc. Este un mic fragment din vistieria țării românești, din vremea lui Mihail, fiul lui Mircea cel Bătrân. Tezaurul este îngropat în 1420. Aici și vedem inelul cu scutul cu avila cruciată. Acest inel nu putea fi purtat decât de domnitor sau de către o persoană foarte apropiată din anturajul familiei domnitoare. Tezaurul este găsit în 1983. Din păcate, nu de către persoanele potrivite și care să aibă suficient de multă conștiință istorică, s-au gândit doar la valoarea materială a tezaurului. Se pare că au fost câteva zeci de kilograme de piese de aur care au fost topite și transformate în brățări, inele și alte lucruri. Asta e ce a putut să recupereze la momentul acela miliția. Și ne-au adus la muzeu. Noi avem 128 de piese, se mai păstrează la noi în colecție. Se mai păstrează o piesă în colecția Băncii Naționale a României. Și mai au un colegi de la Severin, că este descoperit în zona Severinului tezaur. Iată și stema. Aici este stema unită. Asta e o piesă pe care noi am păstrat-o din veche expoziția muzeului, de înainte de 2009, cu stemele unite ale celor trei țări române. Din punct de vedere heraldic, este foarte cercetată această regiune. Apar pe multe biserici, mănăstiri. Exact. Și acum mergem la etaj. Ce-mi plac mie scările somptuoase, așa mai. Asta e un facsimil. Când apare pentru prima dată atestată Craiova, cu neagoie de la Craiova, la 1 iunie 1475. 1400, atunci este pentru prima dată atestată Craiova, în 1475. Dar era anterioară momentul ăsta. Dar atunci apare pentru prima dată în documente Craiova. Sub denumirea aceasta. Stai că s-ar putea să se descopere până la urmă că e și mult mai vechi. Păi sigur este mult mai vechi pe baza descoperirilor. Că primul nucleu al orașului este zona unde e acum, sunt blocurile astea de la ANL, Balta Craioviței vis-a-vis. Deci acolo se dezvoltă la început, după care e o mică așezare acolo, după aceea se dezvoltă în partea asta unde e Casa Băniei. Și se formează nucleul medieval, după care ușor-ușor se extinde orașul. Aici, într-o ipotetică sala a tronului din vremea lui Mihai Viteazu, din Casa Băniei, Casa Băniei fiind cea mai veche clădire civilă care se mai păstrează în Craiova. Multe din clădirile anterioare de 1800, din păcate, nu se mai păstrează pentru că în 1800 este o mare invazie a turcilor de la Vidin, al lui Osman Pazvantoglu, care arde mare parte din oraș. Și, practic, orașul este reclădit după 1800. Decât beciurile. După cum vă povesteam eu de perioada de vest sălbatică, aici era de fapt așa. Numai Pazvantoglu a avut o 3 incursiuni în Oltenia, exact. Mari, că de obicei erau cam în fiecare săptămână, dar prin sate. Și ultima oară în 1810, parcă, sau 1809, a fost să Creava. Și atunci, ce să mai gândim? Din 700 de case mai erau decât beciurile, peste care s-au construit, s-au reconstruit anumite case care încă există și astăzi. Da. Aici vedem o piesă foarte rară, de fapt mai multe sunt piese rare, dar încep cu aceasta. Este o gravură de epocă în care este reprezentat Mihai Viteazu. E o piesă din timpul vieții sale. Acest portret a fost inclus într-un album al celor mai vestiți comandanți de oști ai secolului al XVI-lea, ceea ce e o chestie absolut spectaculoasă. Dacă acum pare un lucru firesc să aflăm lucruri sau să cunoaștem lucruri despre ce se întâmplă în Europa de Vest, în America, pentru că e tehnologia care ne ajută foarte mult, vă dați seama cât de importante au fost faptele lui de vitejie, acei puțini ani de domnie totuși, al Mihai Viteazu, încât a intrat în conștiința occidentală, încât occidentalii l-au inclus. Este pentru prima dată când un domn al țărilor române pătrând în conștiința occidentală și este inclus în acest top, să spunem, al celor mai vestiți 100 de comandați de oști ai secolului al XVI-lea. Și asta este chiar unul din cele trei. Se mai păstrează încă 3 exemplare în România, în afară de cel de aici. Mai este un exemplar la un cabinetul de stampe al Academiei Române, un exemplar la Cluj-Napoca și un exemplar la Muzeul din Giurgiu. La numărul 2, aici vedem crucea relicvar dăruită de frații Buzești lui Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazu, piesa fiind
descoperit în 1907 în mormântul ultimului descendent pe linie masculină a familiei Brâncoveanu. Deci el a fost îngropat, marele Ban Grigore Brâncoveanu, a fost îngropat cu această cruce pe care o transmiseseră ca o tradiție de mare preț în familie, din generație în generație, și el a fost înhumat cu crucea la gât. Și în momentul în care este descumată cripta Brâncovenilor de la Darvali, este descoperită și crucea în 1907. Iar la numărul 3 este inelul sigilar al banului Manta, cel care este mare ban al Olteniei, în momentul în care Mihai Viteazul devine domn al țării românești. Practic cu el sigila documente, de altfel și vedem în partea cealaltă două documente din epocă, unul din 1594 și unul din 1600. Sus sunt facsimile, deci nu sunt autentice. Ceea ce vedem, de aceea le-am și expus liber. Că altfel, din punct de vedere al securității și conservării, nu era tocmai în regulă. Deci o scenă. Aici este scena cu Mihai Viteazul judecând o pricină între doi boieri, care am vrut să reprezentăm primul și în primul rând costumația de epocă. Acesta a fost... Cam filmele lui Sergiu Nicolescu. Da, plus minus, că și Sergiu Nicolescu la fel a trebuit să se documenteze. El sau a avut documentariști care i-au făcut setul de documentare. Aici suntem într-o sală dedicată artei ecleziastice, pentru că biserica a avut un rol important în perioada medievală, în dezvoltarea, în păstrarea și în dezvoltarea limbii române. Sunt diverse piese ce țin de arta ecleziastică. Spre exemplu, pe pereți vedem patru fresce originale de la o biserică din Craiova, ce a fost dărâmată în 1978, în timpul regimului comunist. Sfântul Ioan Sebastian, exact. Înainte să intre cu buldozele, colegii dinaintea noastră de la muzeu, împreună cu niște studenți la arte plastice, au reușit, nu știu cum au obținut aprobarea, au reușit să decapeze și să salveze pictura. Pictura a stat în beciurile muzeului până în anii 90 și apoi am dorit să o reintegrăm în expoziție. Chiar acum, cei de la Patrimoniu au publicat actele de atunci și, nu știu, e destul de stufos, adică chiar s-au chinuit oamenii să... A fost afectată foarte mult după cutremur și oricum toată zona trebuia să fie... Sistematizată, să facă blocurile. Acum și... sunt numai blocuri acolo. Da, sunt numai blocuri. Decât se mai păstrează o mică troiță care amintește de loc unde ar fi fost... Da, a fost, cred că, pusă după 90. După 90. După 90. Aici, spre exemplu, vedem Legiuirea Caragea, ediția Princeps, a Legiuirii Caragea, când cât de când lucrurile se mai așează, se mai stupează abuzurile. Știți probabil filmul Aferim și ați văzut acolo cam care era mentalitatea în epocă și ce se întâmpla. În rest sunt pomelnice, cărți bisericești, aici venim niște paftale la 3, 4 și 5. Paftale erau ca un fel de catarame. Ați văzut cum erau boierii îmbrăcați, aceste haine largi pe care le purtau trebuia să fie prinse cu un cordon care era fixat cu această pafta. Cu cât paftoa era dintr-un material mai bun, mai frumos realizat, marca și rangul social al respectivului posesor. Mergem la cule. Da, aici, fiind într-o zonă de hol, le-a fost destul de dificil să amenajăm. Am vrut să reprezentăm, pe de-o parte, o culă, o locuință fortificată din zona Olteniei și acolo... Doar în Oltenia se găsesc așa ceva. La un moment dat erau 200, acum mai au rămas nici 23. Nici da. Mai puțin de 23. Două dintre ele am reușit noi să le salvăm la muzeu. Da. Chiar urmează anul viitor să deschidem muzee în ele. O să fie foarte importante. Aici este prezentat, am prezentat un mic fragment din cronograful lui Dionisie Ecleziarhu, cel care a fost martor al arderii Craiovei și în care am păsat inclusiv limbajul de epocă. Noi avem cronograful în colecție și l-am transcris și în special pentru vizitatorii individuali. Cei care sunt în grup nu stau atât de mult să citesc, dar cei care sunt interesați vin și... Bănuiesc că ați auzit de expresia de pe tipul lui Pazvan Techioru. Da. El este Pazvan Techioru, Pazvantoglu. El s-a născut în Bosnia, parcă a ajuns să fie ca mercenar angajat la o curte a unui boier din București. Legenda, hai să spunem și legenda, s-a îndrăgostit de boieroaică. Boieroaică i-a dat cu flit, atunci el s-a supărat și s-a dus în sudul Dunării, s-a dus la Vidin. El a ajuns acolo aga, parcă nu? Nu, a ajuns Pașă. Pașă de Vidin, da. Pașă de Vidin. Ideea este că... Eu m-am dus acolo în Vidin, am discutat cu bulgarii, ei bulgarii îl văd ca un erou.
pe Paz Van Toglu, pentru că în acea perioadă a fost calm, adică nu erau războaie, nu erau nebunii. A, partea asta altă, în schimb, era nebunie, pentru că ei tot timpul veneau încoace. Și legenda cu Paz Van Techioru este că Iancu Janu, un haiduc de aici de la noi, a trecut mai Craiova, Arsul de 3 ori și plus toate satele le distrugea. Deci practic noi nu prea mai aveam pe aici lucruri. Așa, el s-a dus la Vidin și legenda este că ei doi s-au întâlnit, s-au luptat și Iancu Janu i-a scos un ochi. I-a scos un ochi și de atunci a ajuns Paz Van Techioru. Din păcate, niște tipi din București de la voi au făcut și am făcut un scandal mare atunci, pentru că au făcut un târg de antichități Paz Van Techioru. Și au zis, cum să dai numele unui târg de antichități al celui mai mare criminal din istoria României? Pentru că din istoria României, mii de oameni, adică omora. Și atunci au dat și ei seama că ei habar n-aveau de chestia asta cu Paz Van Techioru și au schimbat denumirea. Și e bine, într-un fel, că trebuie totul să, dacă dai un nume, na. Dar astea chiar au fost reale, chiar sunt personaje care chiar... Da, asta este o reconstituire a orașului de dinainte de 1800 cu mahalale, cum ar fi fost planul Craiovei, secolul 18-19. Mahala, adică un cartier. Da. Și în jurul bisericii se formau aceste mici cartiere, care nu sumau foarte, adică nu trebuie să ne imaginăm acele cartiere cum sunt cartierele astăzi de mii de persoane. Aveau câteva zeci, sute de familii. Zona asta de aici era cea mai importantă, pentru că pe aici suntem și noi, prin zona asta de aici. Da, că aici este Hanul Curezi. Da, care se mai păstrează doar câteva ziduri, o să vi le arăt eu astăzi. Vă prezintă, Dragoș, da. Toată povestea. Continuăm. Aici vedem, apropo de Iancu Janu, că tot spune de Iancu Janu, aici la numărul 3 vedem sabia haiducului. E una dintre cele două săbii ale haiducului Iancu Janu, care se mai păstrează. Era destul de mic ca înălțime. Are pe lamă, se poate și vedea ochiul. Semnătura lui. Nu ochiul, ci semnătura. Se poate vedea semnătura lui Iancu Janu cu litere chirilice. Boierii jeni sunt foarte cunoscuți. Ei veneau din zona vechiului romanat, actualul... jumate de județul Olt, pentru că comuniștii au distrus vechiul. Făcut Oltul și o parte vechiul județ românaț nu mai există, acum face parte din Olt. Așa au intrat practic oltenii, dar oltenii de peste Olt. Practic Oltenia se termină la Olt. Tot ce ține dincolo de Oltenia este deja Muntenia. Slătinenii sunt munteni, dar ei tot oltenii spun. Na, asta este. Eu încerc să-i fac să înțeleagă lucrul ăsta. Da, aici, spre exemplu, că tot eram în zona asta, aici vedem la numărul 4 călimarea de brâu a boierului Nicolae Glogoveanu. E cel care este protectorul lui Tudor Vladimirescu, pentru că aici suntem într-o sală dedicată Revoluției, de la 1821. Și apropo de Tudor Vladimirescu, aici îl și vedem reprezentat într-o gravură a lui Teodor Aman. Și acolo avem și acolo vedem cula de la Cernez, da. Care încă există, adică acum o să intre într-un proces de restaurare. Și practic, na, cel de care și aici vedem lada cu care se pare că a fost transportată corespondența lui Tudor în timpul Revoluției. Fie să e donată acum 100 de ani muzeului. Era închisă, cu lacăt, secretele erau în interior. Păstrat. Aici suntem într-o sală dedicată Unirii Principatelor Române. Vedem acolo pe Alexandru Ioan Cuza, îl vedem alături de soția sa Elena Cuza. Aici vedem o replică a steagului Principatelor Unite. Toți în unul. Și aici o piesă excepțională, este primul steag al județului Dolj. Da? Asta este primul steag al județului Dolj din timpul... Doljiu. Vedem o parte de sus... Acvila cu crucea în cioc, care a simbolul țării românești. În partea cealaltă vedem bourul, care a simbolul Moldovei. Coroana care unește cele două simboluri heraldice și între cele două semne heraldice vedem monograma lui Alexandru Ioan Cuza. A1, Alexandru I. Iar mai jos vedem peștele care este într-un cerc. Acesta era simbolul districtual. Piesa a fost inclusă, ne-au cerut-o colegii de la Muzeul Național de Istorie a României în 2009, când s-au făcut o mare expoziție la București dedicată Unirii Principatelor și piesa a fost inclusă în pavilionul central, alături de tronuri, dintre piesele cele mai importante ale expoziției. Și o mică legendă, asta ca așa, ca o paranteză, deci vedeți în sigla județului Dolj exista, bine, era acolo reprezentat un pește, pentru că se spune că oltenii sunt așa mai alunecoși, da? E și o ca și glumă, știi? Și steagul a fost găsit în podul școlii centrale din Craiova. Machia, adică aici, colegiul
actualul Colegiu Național Carol I. Steagul a fost găsit în 1911 de către Ștefan Ciuceanu, este cel care fondează muzeul. Așa a ajuns piesa la noi în colecție. Trebuie să-i mulțumim lucru, pentru că el a făcut foarte, foarte multe lucruri importante. Și pentru muzeu și foarte multe piese pe care le-a salvat din mănăstiri, care erau într-o stare de degradare foarte mare. El a fost prieten cu Nicolae Iorga și membru în Comisiunea Monumentelor Istorice. A făcut foarte multe deplasări și practic a salvat foarte mult patrimoniu. Eu, de exemplu, citeam din toate chestiile de Comisiei de Monumente pe Oltenia, pentru că el, până în 1920, de exemplu, el coresponda cu cei de la centru și țin minte că lua un elev fotograf care era amator și se ducea peste tot în județ, da, și fotografia tot ce putea, încerca să ia tot. Deci el, lui trebuie să-i mulțumim foarte mult pentru ce avem astăzi. Clădirea a fost demolată în 1890 sau 93, când a fost înlocuită cu actualul liceu Carol I. Da, în fața școlii centrale s-a jucat celebra Hora Unirii la Craiova, imortalizată de Teodor Aman. Teodor Aman, pe care l-am văzut la muzeul de artă, da. Lucruri importante. Aici vedem obiecte de mobilier ale familiei Aman, o importantă familie din Craiova și nu numai. Teodor Aman este cunoscut la nivel național. Aici, ca o mică așa, curiozitate, vedem câteva piese pe care Alexandru Aman, fratele lui Teodor Aman, le-a cumpărat la o licitație în timpul Revoluției de la 1848 de la Paris. El era student la drept la Paris. Revoluționarii francezi, ca să aibă finanțare, să poată să-și continue proiectele, au început să scoată la licitație obiecte care se aflau în palatele regale, la Versailles. Și sunt câteva piese pe care Aman le-a cumpărat de acolo și așa au ajuns ele la Craiova. Pentru că nu sunt piese specifice nouă. Spre exemplu, ceșcuțe de aici sunt decât 3 ceșcuțe din set pe care a reușit să le cumpere. Și pe partea de jos, pe partea inferioară, este monograma cu Ludovic Filip, regele Franței. Acolo vedem pe Richelieu, tot de acolo, tot din palat cumpărat. La un moment dat ne gândeam să facem niște replici pe care să le dăm ca suveniruri, să le avem. Chiar am venit puțin. Oricum, ați văzut ce lucrătură. Da. Puțin mai devreme a venit și directorul Muzeului Național de Istoria Transilvaniei din Cluj, care era aici în Craiova, și a venit să viziteze muzeul și tot așa îmi spunea, păi uite, ar trebui să faceți, că noi dacă le-am avea, am face și noi. Zic, facem, zic, stați așa, le luăm și ne părând, le putem face pe toate deodată, avem multe idei. Da, aici suntem într-o sală dedicată războiului de independență. Un moment destul de important pentru istoria țării. Poate chiar cel mai important, dacă este să luăm așa, da? Da. Oltenia fiind principala zonă de unde practic a fost catalizat și organizat război. El s-a desfășurat în Bulgaria, dar practic aici era nucleul. Inclusiv Carol a stat aici. În zona aceasta și practic pregăteau pentru ceea ce era dincolo de Dunăre. Aici noi am vrut să reprezentăm, spre exemplu, în diorama aceasta, prima salvă de tun trasă de la Calafat către Vidin. Și celebra zicere rămasă asta în legendă, asta e muzica ce-mi place, care a fost prezentată inclusiv pe Monumentul Independenței. Aici vedem macheta Monumentului Independenței. Care a existat? Era una destul de... Cred că era cea mai mare statuie din... A fost cel mai mare monument de efort public din România, când a fost inaugurat în 1913. Comuniștii l-au topit. Da. Și în 1948 a fost tăiat și topit. Da. Pentru că era Carol, avea 10 metri înălțime și era în fața parcului. Și a fost turnat în bronz la Florența, avea circa 10 tone, a dus pe Dunăre și apoi de la Calafat, vă dați seama ce muncă titanică să-l car de la Calafat la Craiova, că sunt 100 de kilometri aproape, și fixat în fața parcului. Oricum. Se mai păstrează decât macheta, din păcate. Practic, pe baza machetei s-a făcut subscripția publică, pentru că orașul n-a mai avut finanțele necesare după ce făcuseră parcul să mai aibă bani și pentru monument. Și atunci, practic, pe baza acestei machete se făcea subscripție publică. Macheta era pusă în grădina Minerva, poate o să le spui povestea cu Minerva și cu cei pe acolo, și fiecare dona cât putea. La un moment dat nu s-a reușit, că ei doreau în 1912 să inaugureze. Monumentul s-a inaugurat în 1913, la un moment dat nu se strânsese suma necesară și prinții Bibescu și Știrbei, care își aveau o bârșă aici, au făcut completarea necesară ca să poată fi făcut monumentul. Aici vedem câteva piese care au aparținut lui Alexandru Cernat, ministrul de război al României în acea perioadă. Aici avem pe veteranii. Da, aici sunt câteva imagini din colecția noastră. Ca să știți, în fiecare an, pe 9 mai, la Calafat, chiar se fac reconstituiri de război. E deja declarat că orașul Calafat, orașul independenței.
Oricum, acolo e singurul oraș din țară unde sunt cele mai multe statui dedicate acelui și eveniment. Deci peste tot numai statui despre războiul de independență aveți acolo, da? Și e destul de frumos evenimentul, adică sunt sute de persoane participă la toate, cu îmbrăcăminte de epocă, cu tot deci tot ca la carte. Și fac reconstituire, da? Fac exact reconstituire. Da. Inclusiv au făcut tunuri din timpurile alea, da, e chiar superb. De pe 9 mai, dar să țineți minte, puneți booked, da? Dar din timp, pentru că de obicei toate hotelurile sunt pline. Deci trebuie să știți exact dinainte lucrul ăsta. Trebuie să se știe lucrul ăsta, pentru că exact în acea perioadă toate hotelurile sunt pline. Bine, cred că nici nu sunt în calomat. Păi sunt puține, da, sunt puține. Adică nici locul de cazare nu sunt. Oraș mic, dar în perioada aceea e plin tot orașul. Oraș mic, dar plin de case frumoase. Da. Și nu neapărat, dar vara e foarte, că acolo este Marea Olteniei, cum ar veni, pentru că acolo e zonă destul de bună. Eu cel puțin vara acolo stau la plajă. Că e Dunărea lângă, e da, super, da. Oh, da. E plajă. Da, e tot amenajat, e ca la vamă. Vorbim serios, dar trebuie să vedeți acolo. Așa. Aici vedem decorații și brevete primite de cei care au participat la război. Pe care din mulți îi vedeți și în poze acolo, pentru că la un moment dat au fost și fotografiați, ceea ce este bine. Da, au primit carnet de veteran, da, de război. Și acum intrăm în Belle Époque. Belle Époque, exact. Intrăm în Belle Époque, perioada de după independență, când este o perioadă de stabilitate, de avem bun imobiliar. Avem și școala de fete acolo, da, unde suntem aici. Unde suntem, da, școala de fete Madonna Dudu. Cea de aici unde după 1948 a devenit muzeu. Aici am fost la Palatul Minerva, da, zona celor patru hoteluri. Aici era Teodoru, de care v-am povestit. Minerva, bineînțeles. Aici este hotelul Gebrescu, viitor New York. Și mai era în spate, între ele, hotelul acela. Paris, care a fost demolat pentru că deja ajusese prea insalubru. Aici avem din palate, v-am arătat Palatul Administrativ, da? Aici avem Casa Vorvoreanu, un alt palat care este superb, există și acum. Da? Așa. La Muzeul de Artă ați fost? Da, am fost. Uite că e acolo palatul. Așa, și palatul Jean Mihai, scuze că nu văd de arde. Actualul Muzeu de Artă. Aici e unii dinainte de cutremur. O parte nu se mai păstrează. Ați văzut că nu mai e nimic. Aici e zona unde e plasat acum târgul de Crăciun, pe care o să-l vedeți diseară când se deschid luminițele. Aici e Piața Buzești. Centrul vechi actual, centrul, acum, adică da, zona de distracție a orașului. Da, din păcate clădirea aceasta de prăvălie a fost demolată. După 90. După cutremurul din 77. După 70, probleme, da. După 90 s-a ridicat bancul. După 90 s-a ridicat. Acolo este Banca Comerțului pe care v-am arătat-o, da? Cea mai puternică din țară. Și la anul e posibil să o vizitați pentru că este deschisă. A, și uite, cei de la muzeu au făcut un fel de cafenea, da, cum erau dinioară, cam așa erau. Și culmea că e și deschisă, da? Da, e o zonă de aceasta în care se pot face fotografii și am încercat să introducem oamenii cât mai mult așa, în atmosfera de epocă. Aici o să intrăm pe Unirii, care era principala zonă de promenadă a orașului, cu personaje. Toate aceste prăvălii chiar au existat pe Unirii, pe care noi le-am făcut aici, pe baza fotografiilor de epoca, cărților poștale. Vedem aici la lumea elegantă. Iancoviș Bijuterie și o mare, mare senzație a fost pe Unirii când au apărut primele velocipede. Da. Și aici vedem un nici acum nu dau seama cum puteau să meargă ei pe ele. Păi erau patru persoane care trebuia să deci să participe. Două țineau, o persoană ținea de o parte, o persoană ținea de o parte, o a treia persoană l-a ajutat pe cel de-al patrulea să-l urce pe șa, da, după care îl împingeau. Oricum, pentru timpul era deja ceva. Și după aia s-au inventat bicicletele normale. Da, acela este primul model de bicicletă Peugeot, 1889, care are toate elementele constructive. Iar în partea cealaltă a sălii, așa a fost discursul, le prezentăm prima dată velocipedul, apoi îi plimbăm pe Unirii și mergem în partea cealaltă să vedem modelul intermediar de bicicletă, când încă nu inventaseră lanțul de la bicicletă. După care văd ultimul model de bicicletă. Aici vedem pe băiatul cu ziarul, care vinde ziarul. L-a dat deja, deci acum suntem e cam târziu, că na, dimineața de obicei păi se da, ziarul la prima oră se dădea. La prima oră. La început am avut inclusiv ziarul, dar toată lumea voia să ia ziarul, toată lumea voia să pună mâna pe ziar și am renunțat la ideea. Deci așa era? Aha! Da. Și erau din lemn roțile? Uh-huh. Din lemn. Da. Ce tare.
Și n-avea lanțul, încă nu se inventase lanțul. După aceea și-au dat seama că trebuie să inventeze și lanțul ca să coordoneze roata din față cu cea din spate. Și aici este și un element aparat de proiecție. Care funcționează. 3 ani de zile a durat restaurarea lui. Da, deci, aici eu am făcut să vă bage în epocă. Luați, da. Să vă gândiți toate... Bine, exact, la gheata de aur aici. Da. Bine, aveau niște denumiri. Da, da. Deci, da, asta e și ideea, să-ți rămână în minte, știi? Cum era acolo la New York, da. Jos e aia cu la bacșișul desfințat. Exact așa era, la bacșișul desfințat. Domnii, domnișoarele. Bine, și domnule. Pe aici. Continuăm, da? Da. Sau ieșim? Nu ieșim, mergem în partea stângă. Mai este? Mai avem de vizitat. Pe aici. Mergem pe aici. Aici vedem câteva piese de la domeniul coroanei, de la Segarcea. Ce da? S-a mai putut salva după 1948. Există și acum domeniul coroanei, este vizitabil, dar trebuie să spuneți din timp și chiar locuința administratorului de la domeniul coroanei din Segarcea, actualul spital de spitalul județean, a fost restaurat pentru că a luat foc prin 2009 și tocmai e recent restaurat, adică anul ăsta s-a terminat finalizarea și toate astea există acolo. Da, 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 da. Portretele regilor ce se păstrau acolo, birou, mobilierul acesta nu este de la domeniul coroanei, acesta era în casa Glogovean. Este piesa de mobilier pe care Carol I o dăruiește familiei Glogoveanu. În momentul în care el venea în Craiova, el a rămas foarte apropiat sufletește de familia Glogoveanu, mai ales din perioada războiului de independență și când venea, ori de câte ori venea în Craiova, trăgea la ei, la familia Glogoveanu și în semn de recunoștință le-a dăruit această piesă de mobilier. Inclusiv vedem acolo sculptat frumos cu stema regală. Super. Casa Glogoveanu, care încă există, este una dintre cele mai vechi clădiri din Craiova, încă există, iar pe la 1910, dacă nu mă înșel, a fost cumpărată de către primărie și o bună parte până în anii 50 a funcționat acolo chiar primăria Craiovei. Acolo. Acum este tribunalul Dolj. Vechiul, că au făcut sediul nou. Da. Ferdinand I. Ferdinand I, întregitorul aici, într-un bust. Aici vedem în dreapta mea o scenă de luptă de tranșee din perioada Primului Război Mondial pe care am vrut să o reprezentăm. În vitrine, cele două de aici și sus, vedem piese din perioada Primului Război Mondial. Am făcut un colaj în partea de sus cu imagini, cu fotografii din timpul războiului, care am vrut să marcăm așa etapele. Încrederea, începutul războiului și entuziasmul care a fost, după aia în tranșee, în văzduh, la masă, apoi sub ocupație, când Craiova este ocupată și vedem aici cu trupele germane sau austro-ungare care au staționat în oraș, apoi refugiu, cei care au plecat în refugiu din Oltenia, sacrificiu, apoi marile bătălii din 1917, prizonierii, aici vedem imagini din lagărele de prizonieri. Culmea că le dădea voie să-și facă poze și să-l trimită acasă. Acasă. Da, că le dădea voie. Da, bine, nu vă gândiți că erau niște condiții destul de bune într-un lagă. Aici vedem la fel brevete și decorații și medalii primite de cei care au participat. Aici suntem într-un mic colț al cabinetului Nicolae Titulescu, pentru că noi avem în colecție una dintre cele mai importante colecții Nicolae Titulescu din țară. Aici, spre exemplu, vedem tocul cu care Nicolae Titulescu a semnat tratatul de la Trianon, prin care Ungaria a recunoscut că Transilvania este parte a regatului României. Asta chiar e de important. E piesă de tezaurul național. Rest sunt piese personale ale lui Titulescu. Noi avem o colecție de peste 1000 de piese. Aici, spre exemplu, vedem un costum de-al lui Titulescu. Un frac. Asta cred că e și cel care tot apare în poze peste tot. Unul dintre ele, că avea mai multe. Avem foarte multe corespondențe, fotografii, albume de familie. Aici, spre exemplu, vedem costumul de diplomat al lui Savele Rădulescu, care a fost secretarul particular al lui Titulescu la Liga Națiunilor. Titulescu fiind, de altfel, singurul diplomat din lume care a fost ales de două ori consecutiv președinte al Ligii Națiunilor. Deci nimeni n-a fost ales de două ori președinte al Ligii Națiunilor.
Iar în dreapta vedem în această zonă o piesă din al doilea război mondial. Cumva facem o introducere spre ceea ce urmează în sala următoare, unde vedem în partea de sus macheta unui IR-80, care, culmea, acum o asociație din România încearcă să-l refacă. Ideea e că comuniștii nu i-au interesat și le-au dus la fier vechi pe toate. Și măcar unul să păstreze, asta e. Toate în 46 au fost distruse. Toate au fost deci distruse. Toate IR-80-ul au fost distruse. Aici vedem în vitrine piese din al doilea război mondial. Spre exemplu, aici vedem piese care au aparținut Marianei Drăgescu, care a fost prima femeie pilot care a participat în război în Escadrila Albă și piese personale de ale ei donate muzeului în anii 70-80. La fel, brevete și decorații primite de cei care au participat în al doilea război mondial. Aici o imagine a ultimului rege al României, regele Mihai. Apoi se face trecerea prin aceste colaje, prin aceste panouri, prin aceste informații, spre perioada comunistă. În cele trei vitrine sunt obiecte pe care oamenii ni le-au donat. Noi am făcut o campanie în 2017, Donează-ți amintirile din comunism, pentru că am vrut să facem și comunitatea parte a proiectului nostru expozițional și am zis, hai să facem, să facem această deschidere și să fie și craiovenii și nu numai să participe cu obiecte, pentru că e un sentiment din acesta de mândrie. Și eu pe al meu? Cum? Vă mai trimis și eu din ăstea? Mai aveți nevoie? Păi depinde ce ai, dacă mai ai. Mai am destule, că eu peste tot unde mă urc, da. Trebuie să vă vi le aduc aici. Da, pe de ăstea, oricum, Pepsi. Știți că este o comunitate destul de mare în România cu colecționare de sticle. A, Cico. Da, știi că e, hai la un Cico, te scol la un Cico. Aici vedem un sifon. Da, exact ca al meu și numai când mi l-a aruncat. Mamă, cât m-am enervat. A fost am avut acum câțiva ani vizita ambasadorului Marii Britanii în România aici la muzeu și la fel i-am prezentat expoziția și îi spuneam de sifon și nu înțelegea și tot încercam sifon, șpriț, deci cu greu până la urmă am înțeles despre ce vreau să explic și a fost foarte așa foarte simpatic la un moment dat, am dat să mergem spre următoarea vitrină și măi așa de cot, știi, aș putea să fac și o poză, mi s-a putut o chestie așa nemai văzută, vreau să fac și o poză. Zic, sigur, cu mare drag puteți să fotografiați. Aici sunt medalii de la diverse inaugură de uzine, de fabrici, carnete de membru de partid, carnete cec. Ideea e că comuniștii deci au preluat toate coronacele și le-au transformat în IAS-uri. Nu le-au demolat. Bine, au demolat o parte din ele. A fost furia aia până în anii 50-60, când au demolat o parte, dar restul le-au păstrat. Ideea e că în Dolj, după 90, s-a demolat tot. Da. Tot. Deci Doljul, care avea cele mai multe, avea acum are cele mai puține. Da. Asta este. Aici putem să vorbim sistemul penitenciar în România comunistă. Una dintre cele mai cunoscute fiind chiar în Craiova, adică Craiova care și Bucovăț. Bucovăț era cea mai nasoală. Adică acolo încăperea era de un metru. Un metru. Atât. Nu puteai să stai jos. De special ca să te distrugă și fizic și psihic. De aceea am și vrut să reprezentăm închisoarea așa foarte, foarte mică. Că mulți copii te-a, dar cum stăteau în așa spațiu? Tu mai ai idee. Ca să te distrugă psihic. Da, aici este scena de anchetă cu un personaj, un burghez declarat dușman al poporului. Ca să vă și povestesc, de exemplu, Nicolae Pop, fost prefect al județului Dolj, pe el l-au prins la conacul de la Salcia. Ideea e că nu aveau cu ce să-l motive, cu ce să-l bage în pușcărie. Au adunat câțiva din sat oameni care nu-l suportau. L-au adunat, l-au îmbrăcat în haine de pușcărie și l-au plimbat cu lanțuri prin tot satul, da? Și special ca să-l vadă oamenii, da? Și după aia l-au băgat în apă și mi se pare cred că am și murit în pușcărie, din păcate. Asta. Iar conacul încă există până acum câțiva ani când a fost renovat. Nu, dar da, știu că ai postat ceva la un moment dat. Aici e perioada din anii 60, începutul... Perioada romantică a anilor 60, să zicem. Perioada romantică a lui Ceaușescu, primii ani ai lui Ceaușescu, în care este o relativă stabilitate, deschiderea regimului și speranțe mari. Până a ajuns în Coreea de Nord. Până a ajuns în Coreea de Nord, noi de altfel și avem acolo un panou cu cultul personalității și am vrut să reprezentăm acest moment al cultului personalității și a ceea ce s-a întâmplat ulterior deviațiilor care au apărut. Avem și un sistem. Aici sunt în cele două vitrine la fel obiecte donate. Am avut foarte multe piese care ne-au fost donate. Am și făcut o expoziție acum câțiva ani cu copilăria în comunism, cu foarte multe jocuri pe care le-am primit la muzeu.
Ceea ce este bine, că nu cred că multe muzee din țară au făcut lucrul ăsta. Și adică a fost o expoziție foarte, foarte cu mare priză la public, la momentul acela, pe care, din păcate, a trebuit să o închidem. Noi o deschisesem în 2019, în martie a trebuit să închidem, 2020, pentru că a venit pandemia. Și, din păcate, a trebuit să închidem și muzeul pentru o perioadă de timp. A fost cu totul în perioadă de lockdown și a trebuit să strângem și expoziția. Și acum, dacă vă era dor... Până să ne fie dor, mai vedem încă trei frește aici, de la Sfântul Ioan Sebastian, în acest fragment de ruină, acea biserică ce a fost dărâmată și pe care am vrut să marcăm acest moment și în expoziție. Deci sunt chiarele originale din biserică. Chiar astea sunt chiar cele originale. Ceea ce e bine pentru comunism. Adică vă știți ce s-a întâmplat în București cu demolări cu și mănăstiri. Cu Văcărești și cu toate păi, cele. Prima a fost în Craiova. Prima, da, a fost în Craiova. După aia a mai fost, au văzut că merge și după aia a început în Arad și după aia în București ultimele. Deci primele translatări sau cum se numește, cum se numesc ăștia. Da. Deci în Craiova a fost prima biserică care aia a fost, cred că de acolo din Postenicul Fir, cred că aia a fost prima. Și apoi în centru încă există, este un fostă clădire, și policlinica. Policlinica, da, care tot așa au luat vreo 200 de metri mai acolo și încă există și aceea. Dar asta o am și eu. Da. Românii probabil aici știu, mai în vârstă știu exact zona asta, dar străinii când o să vadă lucrurile astea, străinii și copii. Da, da, la da. Fel, cum era așa ceva? Da. Da. Când le arătăm, uitați televizorul, uitați telefonul, adică care n-au cum să pune, wow, ce arăta. Inclusiv peștele, da? Da, nu știu. Păi am avut puțin mai devreme, am avut un grup și tot așa, erau toți să pozeze, așa arătau, se uitau la telefonul, era așa o chestie foarte, foarte amuzantă. La un moment dat venea să scot mie telefonul să-i fotografiez cum, sau să-i filmez să văd cum se uitau. Aici ceasul deșteptător, celebru Mileu și pește de pe televizor, Fanionul cu Craiova Maxima. Da, Craiova Maxima, bibelourile, aici vedem o mică bibliotecă cu cărți și cum le spun eu copiilor, oamenii atunci mai și citeau, acum ne luăm o mobilă mare ca să punem o plasmă și mai mare. Aici avem două lămpi, da, pentru că se mai lua și curentul. Chiar, hai că ții minte când, eu cel puțin mi-aduc aminte când eram în generală și prindeam, bine și voi bănesc, da. Prindeam timpuri când se lua lumina și învățam la... Și aici am pus un geamantan de vacanță, de voiaj. Ulterior deschiderii expoziției, am primit o donație de la cineva și la un moment dat avea foarte multe, multe documente. Și mi-a zis, uite, îți dau valiza asta. Și am venit cu ea plină la muzeu să ne uităm prin ele, să vedem ce am căutat pe acolo, am scos tot ce avea el. Mi-a dat valiza, încă o valiză. Și aceasta, nu, adică mi-a dus pur și simplu să transport și l-am întrebat, zic, vreți să vă aduc? Nu, păstrează-o. Și am luat-o, am curățat-o și am pus aici în expoziție, chiar are pe interior, 1967, spunea. Da, o ținea foarte bine. Aici este o scenă antologică, nu știu, care marchează criza regimului. La statul la cozi, exact pe care am vrut să o... Și la fel este tot o chestiune foarte gustată de public. Mulți vin și își fac poze, stau la coadă și... De aceea nici n-a făcut... Dar e închis, da? Dar este închis. Da, e închis. La carne, da. Și este închis. Și de aceea n-am pus foarte mult ca să lăsăm spațiu pentru cei care să se integreze. Că cei care sunt mai în vârstă, dar de ce nu ați făcut o coadă mai mare? Zic, pentru că vrem să... Stați și voi la coadă. Stați și dumneavoastră la coadă. Că erau cozile mai mari, spun. Și aici este și fotografia pe baza cărei am făcut noi scena. Carne, coada, cum se stătea cu scăunele. E frumos să le spui când stau la coadă, când se mișcă unul din față, să vă mișcați și voi. Dar stați așa, da? Gen domnul. Da. Și aici am putut să, așa, tot la fel, în mod simbolic, o vitrină goală. Mâncare. Da? Care să marcheze această criză în care se afla regimul, care în cele din urmă a dus la revoluție. Aici vedem un colaj. Și aici sunt din Craiova. Chiar din Craiova, aici, da, din Craiova, da. Fotografii din Craiova, din timpul revoluției din 1989. Și aici avem o filmare pe care ne-au donat-o revoluționarii în 2014. Noi am făcut o expoziție cu revoluția odată cu împlinirea 25 de ani. De la Revoluție. Deci în Palatul Prefecturii? Da. Și a fost o filmare pe care revoluționarii ne-au dăruit-o. Atunci au zis că trebuie să filmat în editat, adică exact, cu toate momentele, cum de tensiune, cum vorbeau, cum se face, ce se întâmplă.
vremuri gri atunci. Din la un moment dat, noi când mai dăm și pe mut, pentru că stofilul de conversație și limbaj nu e prea, prea adecvat. Istorie, adică, na, face da, dar pentru cei mici nu e tocmai în regulă și am preferând de cele mai multe ori să lăsăm decât imaginile să le, să le vadă. Cum se intră în prefectură, uitați, cu Ceaușescu, cum îl fac cu mustață de Hitler și îl, să dea foc portretului. Că orașul era, era un important centru industrial și mulți muncitori de pe platforme, zeci de mii de oameni, au venit când s-a auzit că este revoluție și că se răstoarnă regimul. Mulți au venit, unii din convingere, alții pur și simplu cu efectul de turmă. Da, da, au fost timpuri nasoale. Da, și acum... Aceasta este expoziția noastră. Noi mulțumim. Cu mare drag. O zi plăcută și mulțumim încă o dată. Cu mare drag. Noi cu